Bună, dragilor, bine v-am regăsit! Sunt astrolog Andreea Dincă, iar în acest clip vă prezint horoscopul pentru Zodia Taur. Dacă te-ai născut în Zodia Taur sau ai ascendentul în Zodia Taur, te invit să asculți acest clip până la final, pentru că vei afla informații interesante despre cum va fi anul 2020. Voi sublinia clar detalii importante despre dragoste, carieră, bani, cum va fi anul vostru general, din toate punctele de vedere. 2020 este despre a construi, despre a munci, despre a clădi. Mai ales că Jupiter se află într-un semn de pământ, se află într-un alt element, într-un alt semn, în același element ca și voi, într-un alt semn, în surata voastră de pământ, cum s-ar spune Capricornul. Lucru care vă avantajează foarte mult pe voi în 2020. Să începem așa cu începutul. În primul rând, anul 2020 este plin de provocări, da, și obiective pe care le reușiți să le atingeți. Bineînțeles, aceste obiective, cu ajutorul lui Jupiter în Capricorn, desigur, veți reuși să le atingeți pentru că sunteți perseverenți, sunteți muncitori și v-ați făcut un plan foarte, foarte bine pus la punct. Deci, eforturile voastre vor fi recompensate. Dacă veți munci, veți primi pe măsură. Este foarte simplu și foarte corect. Da? Adică, cu cât veți oferi mai mult, cu atât veți primi înapoi. Aveți foarte multe șanse de dezvoltare. În 2020 vă puteți dezvolta tot felul de proiecte și vă puteți folosi mult mai intens sau mult mai bine intuiția. Este anul în care mergeți în profunzime și vă redescoperiți. Veți închide multe uși cu trecutul sau ce v-au ținut pe loc. Poate că faci o trecere de la trecut la prezent. Ești în prezent și cu fața către viitor. Lași trecutul în spate, ceea ce ajută foarte mult. Și toate eforturile acestea sunt vizibile și veți termina anul 2020 foarte mândri de realizările voastre. Uranus, care se află în Taur, el vă invită la schimbare. Sau oricum va aduce schimbarea și că vrei și că nu vrei, schimbarea va veni. Veți fi mai inventiv, tot anul el va fi pe casa voastră, este în Taur, vă va aduce foarte multă energie și veți fi mai inventiv, mai original și vă determină cumva să puneți toate piesele puzzle-ului la un loc și să formați toată imaginea care, să sperăm, că va fi din ce în ce mai frumoasă pentru fiecare în parte. Neptun rămâne în Pești tot anul și vă veți înclina către spiritualitate. Nu zic acum că vă veți duce toată lumea la biserică sau vă pocăiți sau cine știe ce alte de-astea. Nu, dar într-adevăr poate vă veți ruga mai mult, ceea ce vă recomand cu toată căldura. Deci rugăciune, meditație. Poate veți merge, nu știu, la o terapie, să vă faceți o hartă astrologică sau orice fel de metodă prin care puteți să vă descoperiți mai mult. Jupiter, Pluton, Saturn sunt în Capricorn. Iar pentru voi asta înseamnă studii. Deci este un an în care să vă terminați școala dacă nu ați terminat-o sau să dați un examen important. Studii înalte. Foarte mulți tauri vor considera să facă o schimbare, precum, nu știu, o schimbare de casă, o schimbare de țară, o schimbare de oraș. Deci veți auzi foarte mulți tauri care vor lua decizia de relocare. Poate chiar și cu jobul, de ce nu? Experiențe transformatoare. Veți avea parte de o mulțime de experiențe care să vă transforme în totalitate. Este foarte important, mai ales că Jupiter, Saturn, Pluton, toate în Capricorn, toate aceste planete vin și aduc energia pentru a continua, pe drumul pe care ați început și pentru poate să scrieți, poate să vorbiți, poate să comunicați cu ușurință, să dați ce este mai bun din voi, să-i ajutați și pe ceilalți și chiar să explorați noi orizonturi. Da, este foarte important să reflectați un pic așa și după ce ați ajuns la o concluzie, să o împărtășiți cu cei dragi sau cu persoanele cu care aveți anumite discuții. Toate aceste planete, cum spuneam, Jupiter, Saturn, Pluton,
vor ajuta, mă rog, nu vor ajuta ele, ele traduc ce se întâmplă în viața voastră. Puteți să creșteți din punct de vedere financiar foarte bine, da? Puteți îmbunătăți situația financiară considerabil. Ele traduc, planetele de fapt traduc ce se întâmplă în viața noastră. Desigur, dacă și voi acționați. Deci dacă veți acționa, vă veți putea îmbunătăți considerabil veniturile, cresc finanțele. Puteți să vă schimbați jobul. Într-adevăr, vor fi câteva mici dificultăți prin primăvară, însă, per total, puteți să vă schimbați jobul, puteți să câștigați bani dintr-o sursă nouă, sau să vă luați un al doilea job, sau să-l schimbați, sau să faceți o îmbunătățire a afacerii voastre, să o măriți, poate vă extindeți și pe alt domeniu. Oricum, vă dă ocazia să câștigați, vor veni multe oportunități de a face mai mulți bani. Dacă sunteți tauri, fiți atenți și la moșteniri. Bine, nu vă bazați pe chestia asta, dar într-adevăr puteți să primiți cadouri, puteți să primiți moșteniri, puteți să primiți diverse daruri sau pur și simplu cineva să dorească să vă ajute. Dacă voi sunteți încăpățânați și nu primiți nimic de la nimeni, că vai, nu iau de la tine, asta e altă problemă. Dar universul îți trimite, universul lucrează prin oameni. Așa că puteți să aveți ocazia și puteți să primiți diverse moșteniri sau credite sau să vă bucurați de bani, poate de la parteneri. Dacă partenerul câștigă mai bine, clar și tu te vei bucura de aceste câștiguri. Cu sănătatea, vă recomand să vă faceți o rutină atentă a corpului, o rutină atentă, gen sport, alimentație sănătoasă. Dacă aveți dependențe, este important să încercați să scăpați de ele, gen tutun sau altele. Și atenție pentru taur și cu menținerea greutății, pentru că e posibil să acumulați cu ușurință kilograme în plus și nu cred că este ceea ce vă doriți voi în acest an și niciodată nu cred că își dorește nimeni să acumuleze prea multe kilograme în plus. Dragoste. Cum stau taurii cu dragostea în 2020? Deci este mult mai bine decât la alte zodii. Aveți parte de relații pline de profunzime, relații intense, relații pasionale și veți reuși să aveți conexiuni importante, conexiuni profunde, conexiuni deosebite. Aș putea să spun că dacă ar fi un an în care să vă găsiți sufletul pereche, 2020 este acesta. Puteți să vă găsiți acea persoană cu care să cuceriți lumea, pentru că asta vă doriți, o persoană pe care să vă puteți baza și la bine și la rău. Astfel că este benefic să vă căsătoriți, da? Chiar dacă Venus va fi retrograd, în Gemeni va fi ea retrograd, atunci va fi un pic instabilă partea asta a relațiilor, în sensul că comunicarea să fie dificilă, neînțelegeri, certuri, reîntâlniri cu persoane din trecut, însă per total, în dragoste, este o perioadă bună să începeți relații pe termen lung, să stabiliți relații frumoase de orice natură, implicit de dragoste, să vă îndrăgostiți, să consolidați relațiile, să treceți la următorul nivel, să vă măriți familia. Deci orice fel de angajament oficial vă luați este de bun augur. Da, pentru că se stabilesc parteneriate pe termen lung, mariaj și ce mai doriți voi să mai faceți. Dacă sunteți singuri și nu doriți să vă luați pe cineva aproape, nu este nicio problemă, dedicați-vă acest timp pentru voi și pentru a vă găsi acea pasiune din care puteți să faceți bani, cum spuneam, da? Sunteți foarte susținut să câștigați bani combinând anumite abilități cu pasiunea și este foarte, foarte frumos. Vă puteți concentra mult prea mult pe anumite probleme. Ideal ar fi să vă concentrați spre eliminarea acestor blocaje și acestor probleme. Sunteți foarte aproape de parteneri, doriți să fiți foarte aproape de ei, dar trebuie să înțelegeți că și aceștia au nevoie de spațiu, cât și voi aveți nevoie de spațiu. Un an bun din punct de vedere al dragostei, cu banii de asemenea se pot îmbunătăți lucrurile, luați examene, călătoriți,
Ce se mai întâmplă pe aici, pe la voi? Aveți câștiguri, moșteniri? Eu aș spune că este un an destul de bun pentru voi, dragi tauri sau ascendent în taur. Sper că v-a plăcut interpretarea mea. Apăsați și butonul subscribe. Vă urăsc să aveți un an magic și dacă doriți mai multe detalii personale, pentru că acesta este un clip general, îmi puteți scrie și vă pot lăsa mai multe detalii despre ce se întâmplă în cadrul unei consultații astrologice. 2020 să fie magic!